Salutare, prieteni! Avem salutare! La, avem la radiografie. Vorbim puțin aici să ne vedem și revenim la voi. Vă zicem că o să mai simte David, că l-am adus la București la control. Bine că nu ne vedem. Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem aici cu Davidescu. Venim de la spital. Am fost cu el la un control. Eu aș fi vrut, sincer, să-i fac o radiografie. Pentru că am văzut că tușește foarte tare și că nu-i trece, adică tușea asta persistă și foarte deranjantă. Însă medicii de acolo mi-au spus că radiografiile astea au multe radiații și va fi nevoie, dacă eu îi fac radiografie acum, să o mai repetăm încă o dată când va termina noul tratament. Așa că doamna doctor chiar a insistat și m-a rugat să aștept până joi, ca să vedem cum îi merge noul tratament pe care ni l-a dat acum și urmează să îl administre. Și apoi, joi dimineață, îi vom face și radiografia aia să vedem despre ce este vorba acolo la plămâni. Din ce spune doamna, pentru că nu am consultat un singur medic, dar această doamnă chiar mi-a plăcut când am consultat-o data trecută, este vorba de o bronșită care persistă. Și este o viroză, pentru că, după cum vedeți, virusul ăsta cred că a luat ori de la mine, ori de la școală, nu pot să-mi dau seama, dar sincer și eu tușesc, știți foarte clar, dinainte să se elibereze socrul meu, adică este o lună și mai bine. Acum am venit până la Leo la spital, suntem aici cu Alin, Alin cred că a urcat acum la el, nu-l mai văd pe aici prin spate, pentru că și el s-a internat, știți foarte clar că are problemele de sănătate, trebuie să ținute sub vizarea medicului și plus că i s-au umflat picioarele, ați văzut și voi, butuci. Adică trebuie să facă ceva în privința asta, din câte am înțeles este de la sare, ăsta e primul factor și apoi vedem ce mai este la analize. Dar important e că rămâne aici câteva zile și se ocupă de tratament. Că ce este mai important decât sănătatea? Absolut nimic, știți și voi prin câte am trecut. Și acum a venit momentul să se îngrijească mai mult. Vreau să vă povestesc puțin despre ce s-a întâmplat aseară. Chiar nu știu dacă Cătălin a postat filmarea pe care a făcut-o aseară. Vă explic totul de la capăt și exact cum v-am explicat mereu sincer. Aseară, după ce am strâns mesele, pentru că v-am spus că am avut niște invitați, Vito a mai rămas pe la noi, știți că Vito rămâne mereu să joacă cu Alin la PlayStation și îi făcea să joacă cu mine la PlayStation. Cu tine, da. Și îi făcea lui Cătălin o filmare. Eu sincer nu am reacționat mai urât decât am reacționat în acea filmare. Când făceam treburile mele, strângeam pe acolo masa, ce rămăsese, să duc paharele la bucătărie, să încep să spăl vasele. Și pe canapea acolo, pe fotoliu, era socrul meu. Ne-a spus că se simte cam rău, că îl înțeapă un pic inima, că nu mai are aer și că ar dori să o chime pe Dana pentru că nu se simte bine. Iar eu, în momentul ăla, n-am știut cum să reacționez. Pentru că noi cu câteva zile înainte am avut cu totul alte discuții. Știți și voi că pe internet au circulat tot felul de chestii, s-au certat, ce-au făcut ei acolo, treaba lor, nu m-am băgat și n-am să mă bag niciodată, dar nouă ne-a transmis și ne-a rugat să facem public faptul că vrea să se împace cu Anca, soacra mea, și că ne roagă să-l ajutăm în această privință. Cum pica la mine această veste? Vă dați seama, eu nu pot să interzic pentru că, vă repet, este socrul meu. Nu sunt eu în măsură să-l comand pe el ce viață să aibă și cum să aibă viața, fiecare face exact așa cum își dorește. Dar dacă el mi-a spus că vrea să îl ajut să se împace cu soacra mea, cum pică treaba asta acum, după toate afirmațiile pe care le-am făcut și eu și Alin și prin faptul că am spus atâtea zile la rând că ne rugăm de soacra mea să se împace cu el? Nu știu cum să vă zic, dar nu mi-a picat. Vă dați seama cum mi-a picat. Adică eram între ciocan și nicovăl, am picat într-o situație foarte nașpa.
Și n-am avut ce să... ce să mai zic. Eu i-am zis, lasă Leo, mai vedem. Liniștește-te, hai că mergem și la spital. Pentru că mă speriasem la un moment dat când am văzut că chiar nu se simte ok. I-am zis, hai, îl trezesc pe Alin pentru că Alin adormise. Doar ce se pusese și el în pat că se trezise și foarte dimineață. Și rămăsese Vito cu mine și cu Cătă și cu Leo. N-am știut nici cum să reacționez. Îi spun și lui Cătă, pentru că Cătă era sincer cel care îl nu știu, întărâta pe Leo. Adică îi spunea tot timpul, hai nașule, hai că sun eu pe Dana, hai că rezolv eu, stai că te împac eu cu ea și tot așa. La care mi-am spus lui Cătă, Cătă, nu te băga în astfel de treburi, pentru că întotdeauna este bine să... lași omul să decide singur pentru el. Dacă el face treaba asta și vrea să facă treaba asta, lasă-l pe el să o facă. Nu te băga tu să iei decizii în locul altcuiva, mai ales când sunt atâtea discuții la mijloc. Sunt discuții și cu Dana, sunt discuții și cu soacra mea. Nu mai te băga tu să pici la mijloc, lasă omul să meargă în direcția pe care el și-o alege. Iar Cătă nu și nu, insista și se bătea cu pumnul în piept, că el face, că el sună, că el împacă. Și atunci, ce putere aveam eu să fac în această situație? Nici nu puteam să-i spun lui eu absolut nimic, pentru că unul la mână se enerva, deja avea tensiunea foarte mare, deja se simțea rău, orice aș fi spus eu și l-aș fi enervat, poate îi făceam un rău mai mare. Și, sincer, nici nu pot să oblig eu omul să facă ce doresc eu, fiecare om face exact ce dorește. După discuția asta, le-am și spus, pentru că nu mă deranja că se filmează, din contră. Am vrut să se filmeze ca să vadă situația exact cum este și să nu mai fiu eu, pentru că m-am săturat tot timpul să fiu Olga, stă și-mi face de o săptămână videoclipuri numai despre mine, în care mă bălăcărește și spune că eu și Galin suntem de vină, că de ce lăsăm noi cu... cine vrea el să stea, că de ce lăsăm noi să facă ce vrea. Acum chiar vreau să vadă mai ales Olga că Cătălin, băiatul ei, este cel care îl influențează pe el în aceste situații. Nici de cum eu și Alin. Eu și Alin doar acceptăm modul în care vrea el să trăiască, pentru că nu avem ce să-i facem. Nu este un copil mic. Este un bărbat în toată firea, un bărbat care alege singur pentru el. Noi putem doar să-l ajutăm în problemele pe care le are cu sănătatea și să ne petrecem timp de drag cu el, pentru că este socrul meu și tatăl bărbatului meu. Adică e normal să vrei să petreci timp cu tatăl tău și eu să stau în compania lor, pentru că este socrul meu, iar Alin bărbatul meu. Nu pot să stau separat acum că unii oameni nu înțeleg situația. În fine, revenind la discuție, m-am dus în bucătărie, la un moment dat chiar m-am retras, pentru că n-am mai vrut să particip la discuție și Cătălin am văzut că tot stătea cu mâna pe telefon, continuu, și îl mâncau degețelele. M-am dus la bucătărie, mi-am făcut de lucru, m-am apucat să-mi spăl vasele, să strâng pe acolo și prin bucătărie. Nu m-am mai apucat să fac acolo în living, pentru că vreau să evit cât de tare discuția, și m-am mutat către bucătărie să termin mai întâi acolo. La care Cătă, bineînțeles, îmi vine cu telefonul la ureche, vorbind cu Dana, și îi spunea, Dana, te rog, uite, Leo, se simte rău, vino aici, ți-o dau și pe Mihaela la telefon. Și întinde telefonul către mine. Deci, în momentul ăla, chiar dacă v-am zis, mi-era rușine de Vito și n-am vrut să am o reacție de genul, i-am tras una lui Cătă peste mână, pentru că nu-mi place, nu că nu aș fi, nu știu cum să vă explic, că n-aș fi comunicat cu ea sau ceva de genul, dar nu-mi place să mă pună cineva pe mine în fața faptului împlinit, ca apoi să cad eu la mijloc. Și i-am tras una peste mâna lui Cătă. I-am tras una și i-am făcut semn să plece, adică dacă tu vrei să faci ceva și te bagi tu, fă-o până la capăt, nu mă implica și pe mine în ceea ce faci tu. În fine, la care Cătă și-a continuat discuția, atunci chiar m-am enervat, am terminat de clătit alea ce mai erau și m-am dus glonț direct în cameră, pentru că nu m-a mai interesat absolut nimic.
Am mers peste noapte așa de vreo 2-3 ori la socrul meu să văd cum se simte, să-l întreb dacă are nevoie de ceva. Într-un timp se mai liniștise într-adevăr și era un pic mai bine. Iar dimineață am plecat la spital, după cum și voi știți. Vă repet, nu am nicio problemă nici cu Cătă, nici cu nimeni, dar nu vreau să mai fiu eu implicată, eu huiduită, eu înjurată pentru ce se întâmplă în jurul meu. Adică fiecare om alege pentru el. De aceea am spus și lui Cătă, Cătă, nu te băga ca să pici la mijloc. Dar Cătă a vrut să facă pe importantul. Dar dacă faci pe importantul, fă singur. Asta nu mi-a plăcut și de asta am făcut vlogul, pentru că mă gândesc că Cătă o să pună filmarea, pentru că aseară din ce auzeam că vorbea pe hol la telefon și cu mine în bucătărie, îi spunea, uite, îți trimis și ție filmarea asta ca să vezi și tu cum se simte Leo. Că o să-i trimită filmarea pe care Cătă a făcut-o, cred că referitor la vlogul care îl făcea el în timpul ăla. Nu știu. Ca să vezi că Leo se simte rău și nu știu ce. Acum nu știu, Dana cred că nu l-a crezut probabil, că mai departe nu știu ce s-a întâmplat. Eu din ce știu chiar nu era acolo dimineața, deci cred că nu a venit. Dar v-am zis, și dacă Cătă a ales așa, s-a băgat el, să facă el dreptate, să facă el nu știu ce. Dar până la urmă ei sunt doi oameni maturi, puteau să-și facă și singuri dreptate. Dar Cătă așa face el. Face el și apoi lumea sparge în capul meu, lumea sparge în capul lui Alin și noi suntem buni de, v-am zis, de stack the box. Ca să ne audă toată lumea și să ne bălăcăre toată lumea. Pentru că ați văzut, Olga nu spune niciodată copiii mei fac. Nu spune Mihaela face. Pentru că și data trecută Pintea unde a fost? În timpul în care noi am stat cu tatăl lui Alinda și a fost și ea prezentă. Pintea, copilul ei, nu a fost și el prezent cu noi? Ei, a fost. Dar dintre toate persoanele cine a fost înjurat? Doar eu și doar Alin. Acum Cătă la fel. El a inițiat treaba asta, el a contactat-o, el i-a transmis absolut tot și apoi, la, mai pe final, vrea să-mi arunce mie telefonul la ureche. Păi eu nu sunt fraiera nici a lui Olga, nici a lui Cătă, nici a nimănui. Adică eu nu mai pot să mai... Vedeți că eu m-am răcit foarte mult de chestiile astea, pentru că m-am săturat tot timpul dintre toți. Toate se sparg în capul doar unuia, a mea și a lui Alin. Unuia mă refer ca idee, că suntem doi. Dar chiar m-am săturat la maxim și mai ales eu de azi încolo nu pot să mă mai bag. Să mai spun vreodată, să mai auziți din gura mea nici în glumă, că mai zic eu, nu știu, vai, să se împace cu soacra mea sau așa. Pentru că Leo este bărbat în toată firea. Realizez că a fost o greșeală ca eu și Alin să spunem treaba asta pe canalele de YouTube. Adică să zicem, vai, încercăm să-i împăcăm și așa. Pentru că, sincer, uite, degeaba vrem noi sau speram noi sau am crezut în ce ne-a spus. Pentru că tot nu va renunța la ceea ce simte el pentru Dana, probabil. Adică chiar nu mă mai bag de azi încolo. Doar că suntem în continuare, adică toți țin în continuare la ei în mod egal și la soacra mea și la socrul meu, dar în chestiile astea despre împăcări și despre alte chestii chiar nu mă mai bag, că uitați și voi, te bagi și apoi rămâi împotmolit. Chiar nu vreau să mă mai bag de azi încolo. Aseară v-am zis, mai ales în ce situație m-a pus Cătă, m-am supărat foarte tare pe Cătă. Și după ce am închis telefonul, chiar am și zis în viața lui să nu mai facă chestii de genul cu mine, să mă întrebe mai întâi, înainte să discute cu o persoană, nu pentru că am ceva cu persoana, adică nu înțelegeți greșit, dar nu poți să mă pui pe mine într-un fapt împlinit într-o situație ca asta, mai ales când ei doi se certaseră, erau și alte discuții create cu soacra mea, de ce să pic eu între ciocan și între nicovală? Pentru ce? Nu, chiar nu mi-a convenit situația asta.
și în continuare sunt supărată pe Cătă pentru că face niște chestii înainte să le gândească. Întâi trebuie să gândești și după trebuie să acționezi. Dar Cătă în melancolia lui atunci ce o fi fost, cum o fi fost, chiar nu-mi dau seama. Nu știu, câteodată parcă mai rațional este Ion. Dar v-am zis, chiar nu mă mai bag, chiar nu mă privește, nu trebuie să mă mai privească această situație, pentru că v-am zis, noi am încercat să facem ceva frumos, ați văzut și voi, chiar eram încântați, chiar povesteam cu drag despre treaba asta, chiar spuneam știți despre Olga, despre patroana, să-i lase să discute, să acționeze ei dacă au ceva de făcut și vreo decizie de luat, dar uite că decizia s-a luat sau nu știu ce a vrut să însemne faza de aseară. Dar cert este că noi nu ne mai băgăm de acum încolo un astfel de chestii, că uite te bagi și după rămâi în scandal și în belea. Ce să mai zic, mai prieteni, vă las, am vrut să vă țin și pe voi la curent. Și că am fost cu Davidul la doctor și ce mi-a făcut mie Cătă aseară, pentru că chiar m-a enervat la culme. Dar acum important este, v-am zis, să fie bine socrul meu, că suntem cu el la spital, să fim sănătoși cu toți și toți să aleagă pentru ei ce vor să fac. Pentru că clar, v-am zis, degeaba vrea cineva să fac eu ce vrea el, că nu voi face. Degeaba vreau eu să facă cineva ce vreau eu, că nu va face. Oamenii au instinctul lor, au deciziile lor și clar treaba asta nu se va schimba. Degeaba vrem noi dacă nu vor alții, degeaba vor alții dacă nu vrem noi. Așa că nu constă în puterea mea sau v-am zis. Chiar n-am ce să mai zic. Uitați că e venit și Ion. Stați un pic cum mă dau jos. Ia fii se tură și auzi și el discuția cu scandalul meu cu Cătă. Ioan, ia închide ușa, ca să nu iasă Mățoiu. Că l-am luat și pe pisicul să-l duc la mama, că nu puteam să-l las acolo singur la Pitești, la apartament. Și am dat drumul pe aici prin mașină să se mai plimbe și el. Ia zi, Ioane, cu Cătă aseară, cât scandal a făcut Cătă? Da, a făcut. E un tip scandalos așa, din punctul meu de vedere, nu știu. Are așa o teroare în el, cu legătură cu mama lui, cu Anca, că ar vrea să ajungă cât mai repede acasă, plece nu știu unde, trebuie. Era disperat așa, a avut o așa o ciudățenie în el, adică să sune pe Dana, dar Dana săracă de ieri n-a fost acolo. Credeți-mă, eu am rămas lemn. Păi zi seama că și femeia aia acasă, urmea la ora aia, că clar, ce-ți faci la ora aia? Ioane, scoltă, Ioane, bă, ce mă, ești disperat mă de viață, fratele meu, ce să-mi făcut eu, fratele meu? Nu, că lasă-mă să dorm, că dimineața mă duc și eu, ajung și eu la spital în București, să pot să-mi fac eu treburile mele personale. Stau după tine, zic, vine așa noaptea în casă, unde te trezești, în câmp, oile. Și chiar și așa, mi-a ținut Cătă până pe la vreo 3 și la cât am plecat? La 6:30. Da. Deci am dormit 3 ore cu totul adunat, da. Că a fost tărăboi. Mai ales copilul ăsta, că îmi pare rău de el, că n-ai bolnavior și... David a dormit mai devreme, era, cât era, 1 când a dormit cam David? Cam așa, 1 și 1. 12:30, 1. Cam așa. Că și el a stat... Bă, să iau și o cură. A încercat și el săracul să doarmă. Și tot ușea, tot ușea. Dar... Îi iubesc, nu că îi iubesc foarte mult. Nu-și găsea locul deloc, pentru că e tusea aia, nu știu cum să vă zic, foarte sufocantă, exact, eu știu. Cum... Da, mai prieteni, ce să mai zic? V-am zis cu Cătă, v-am zis cu toți. Să fie prieteni toți sănătoși, să facă fiecare ce vrea, că asta este cel mai important. Eu nu pot să mă mai bag în nimic, v-am zis. Nici mă mai interesează, dar... Te interesează, ba da, te interesează de familia ta, de copilul tău. Nu, mă refer la alt subiect, Ioane. Cum au zis zilele trecute, că s-a certat Leo și Dana și apoi spunea să-l împac cu soacra mea. Și am spus noi să se împace, da. Și acum am picat-o noi la mijloc. Că de ce ne-am băgat noi să spunem așa de soacra mea să se împace cu el, că acum vorbește iar cu Dana, după aia se ceartă cu Dana că de ce așa. Adică noi tot timpul picăm în aceste... Hai vezi pe mereți cum ar fi. Exact, într-o încurcătură foarte mare care nu și-are rost. Dar în fine, mai prieteni, revenim mai târziu și cu Ion, revenim cu toată șatra, vedem cine mai e pe aici. Îi doresc multă sănătate lui mamii lui Mirela, lui tati, la bunici, le doresc sănătate, bucurie. Mariene, Cătălin, cu tu una, toată lumea, Leuțu, toată lumea.
Da, dar te rog să nu fumezi aici mașină cu copilul. Jos. Că e să face fum. Că iese pisica. Da. Iată, un prieten s-a dat jos și John. Pisica este sub scaun. I-am dat... Ia uitați, cum tu știi. Drumul. Și e sub scaun. Nu știu de ce îi place să stea acolo. Îi place că e răcoare și așa se fac pisicile. Se ascund când e un loc în care nu prea frecventează. Deci, mai prieteni, merge și noi la farmacie, le așteptăm acum pe Alin, că s-a dus până sus la tatălui să-i ducă ce mai trebuie. Apoi merge și noi la farmacie să-i cumpărăm lui David nou tratament. Câteva din lucrurile mai am și prin casă, pentru că cumpăr tot timpul SAM și de rezervă. Dar completăm ce ne trebuie de acolo după rețetă și mergem cu David să stea în pat, să se relaxeze. Încercăm să stăm cât mai mult în casă, pentru că așa e mai bine, să evităm câteva zile până... Măcar până joi, când mergem din nou la control. Pentru că v-am zis, are și adeverință de la medic și recomandare să stea acasă. Vă pup și ne vedem mai târziu sau cine știe dacă va fi zăpăceală mare până ajungem noi acasă. Ne vedem chiar mâine. Vă pup și revenim. Să fiți pe fază.